numele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Simfonia vampirică. Ai venit la dans! Bine ați venit în Providence! Asta-i șansa ta! În Providence nu te ai eu! Afară cu ei! Nu sunt bun de nimic! Oricum nu vă pricepeți la muzica celor tineri! Providence e un oraș de bătrâni demodați! Uite ce primești de la bătrânii demodați! Vă rog, calmați-vă, azi e zi de sărbătoare, vom alege imnul orașului Providence. Bine, să continuăm cu voia dumneavoastră. Următorii concurenți sunt domnii Oscar și Martin. Bine că e acolo și Felicien pentru a echilibra lucrurile. Unde or fi oare? Mai repede, Martin, e rândul nostru! Domnii Oscar și Martin! Nimeni? Bine, păi atunci... Hei, hei, suntem aici! Așa, Oscar va interpreta imnul nostru, iar acest instrument inventat de mine va compune automat o melodie pentru cântecul său. De fapt, e foarte simplu. Nu trebuie decât să, mă rog, veți vedea. Providence, Providence, toți copiii îți slăvesc numele. Providence, Providence, ce te oglindești în lacul speranței. Al tău suflet îl regăsești. Providence, Providence, toți copiii îți slăvesc numele. Providence, Providence, toți copiii îți slăvesc numele. Providence, Providence. Da, interesant. Interesant? Râzi de mine? Mai degrabă modern, avantgardist, revoluționar. De asta are nevoie Providence. Sper că imnul meu nu va fi învins de aiureala asta. Ai grijă ce alegi, Rudolf. Altfel imnul ăsta va fi unul al discordiei. Ce mai încoace și încolo? Eu sunt președintele juriului și în calitate de primar declar câștigător imnului Oscar și Martin. Mulțumesc, mulțumesc, sunteți drăguți. Dar nu e posibil. Aiuritule, amatorule, nu te pricep deloc la muzică. Am petrecut săptămâni, zi și noapte ca să compun un imn demn de orașul Providence. Iar tu alegi asta? Dar Felicie! Nu! Dacă nu faci diferența dintre muzica adevărată și cea mecanică, nu meriți să conduci orașul acesta. Său, Felicie, fii mai rezonabil. Are dreptate, Oscar. Eu am vrut doar să văd dacă funcționează aparatul. Nu-mi pasă deloc de concursul acesta. Nu-ți face griji. Felicien e cuprins de invidie acum, dar va uita până mâine. Nu fi sigur, Oscar. Nu fi sigur.
Răbdare, Rudolf. Nu ai nimic de pierdut. Ai vrut un imn? Îți ofer eu unul pe care nu-l vei uita multă vreme. Ați auzit de Providence? Oraș frumos pe malul unui lac. Locuitorii săi n-au nicio șansă. Cu un primar cam tolomac. Nu e rău. Felicien, cred că poți ceva mai mult? Nu, nu, nu și nu! Pot da mult mai mult. Iată cum e mai bine. Dar mâinile mele nu le mai pot controla. Oh, ce febră a creației! E perfect! Sublim! Iată melodia de care aveam nevoie împotriva lui Rudolf! Mai repede, mai repede! Nu apuc să termin! Da, ce dorești de la mine? Păi, știi, eu, mă rog, îmi pare rău că nu ai câștigat concursul. Eu sunt inventator, nu muzician. Tu meritai să-l câștigi. N-are importanță, am și uitat. Serios? Desigur, dar dacă tot ești aici, vei fi primul care va auzi noua mea creație. Oh, ard de nerăbdare să o ascult. Ia loc. Mulțumesc. Am să interpretez tema principală din simfonia... Vampirică! Vampirică? Da, mă rog, bine! E oribil! Oprește-te, te implor! E groaznic! Nu mai pot! Ei, ce părere ai? Locul lui Rudolf nu e la primărie, trebuie înlocuit. Cu cine trebuie înlocuit? Tu ești candidatul ideal pentru postul lui. Sunt de acord, dar nu e un lucru ușor. Sunt servitorul tău. Prea bine, îmi vei fi de mare ajutor. Să mai zică cineva că muzica nu îmblânzește pe oricine. Salut, Barten! Cum se simte genialul inventator după marea sa victorie? Apropo, m-am gândit la ce mi-ai spus despre Felicien. Îmi spui și mie ce faci? Oh, lucrezi la o nouă invenție. Oh? Trebuie să merg la Felicien! A, înțeleg. Vrei să-ți ceri scuze că ai câștigat concursul în locul lui. Cu tine vorbesc! Opla! Ce mister! N-am timp de vorbă! Văd asta, în schimb ai timp de cântat. Nu-i amuzant, Martin? Vrei să-mi spui că... Pregătești ceva? Ce fac ăștia aici? Cine se distrează cu muzica la maximum la ora asta târzie? Oh!
Iată-mă, deci mergem la talcioc? Da, așa mă voi relaxa puțin. Nu pari în apele tale. Îmi fac griji pentru Marten, de când cu concursul are o atitudine ciudată. Nici nu mai vorbește cu mine. E supărat că a câștigat în locul lui Felicien, asta e tot. Eu zic că e supărat pe mine, că am insistat să participăm la concurs cu invenția lui. De atunci își petrece timpul la Felicien făcând nu știu ce. Ah, distracția mea preferată în căutare de comori. Bună ziua! Ah, da, dar fără perechea sa nu valorează nimic. Nu aveți cumva și perechea? Vă mulțumesc! Oh, un bonsai! Cât costă acesta? Accept orice preț îmi oferi! Bună ziua, bună ziua, prieteni! Ce talcioc minunat! Bună ziua! Și vremea e splendidă! Ce mai e nou? Ce mai faceți? Hei! Stai, obraznicule! Ce te agiți așa? Ce se întâmplă aici? Ce vreți de la mine? Ce e asta? Nu aveți ce căuta în cartierul nostru. N-ați făcut nimic pentru Providence? Primarul de doi bani. Ce? Dar asta înseamnă revoluție. Le arăt eu revoluționarilor ăsta. Gata, gata, domnilor, sunt sigur că putem să vorbim cu mai mult calm. Pentru ce? Totul mi se pare foarte clar. Marten? Cred că ne-am săturat cu toții de minciunile tale, Rudolf. Providence are nevoie în fruntea sa de cineva sensibil, cinstit și drept ca mine. Înțeleg, încă mai ești supărat că n-ai câștigat concursul. Da, Felicien e primarul ideal pentru Providence. Primarul ideal pentru Providence? Și tu crezi balivernele astea? În Providence, primarul ideal se numește Felicien. Bine, bine, am înțeles. La revedere, doamnelor și domnilor. Pe curând. Nu voi permite așa ceva. Cum spune proverbul, cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Le arăt eu groapă revoluționarilor ăstora. Una foarte mare. Nu înțeleg nimic, ce mod ciudat de a se exprima, cântând. Da, să fim cu ochii în patru, trebuie să aflăm cum a făcut Felicien de la urmat atâția oameni. Mergeți acasă, nu avem nevoie de voi. Trăiască primarul Rudolf. Bun, să începem cum trebuie. Prieten, nu credeți că am putea discuta în liniște, că am putea schimba opinii ca niște oameni raționali? Rudolf, demisia! Rudolf, demisia! N-are rost, nu par a fi tocmai normal. Privește! Hei, stați! E un ordin, vă rog! Cred că dacă ne-am retrage, am putea analiza situația în ansamblul ei, nu crezi? O, ce aiureală! Cum se vor sfârși toate astea? Nu știu, dar în seara asta vom fi cu ochii în patru. Și cu urechile ciulite. Și nu veți regreta. Oh. Muzica asta îmi intră până în creier. Eu, da, Rudolf nu e un primar bun. Trăiască Felicien. Nu trebuie să rezist. Auzi și tu? Da, de unde vine oare muzica asta? Ah!
A fost cât pe ce? Gata, știu cum i-a făcut Felicien pe oameni să-l urmeze contra lui Rudolf. Felicien e un primar excelent pentru Providence. Da? Muzica asta a adus-o în halul acesta. Ce părere aveți, doctore? O puteți face să-și revină? Sunt de acord. Rudolf să demisioneze. Da, 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 desigur, da. Nu vă deranjați, cunosc drumul. Vino înapoi, Oscar, înapoi! Votați de Lisien! De Prinde-ți-l! Fir ar să fie! Nu aici! Să mergem! Cine cântă la urmă, cântă mai bine. Ajutor, frații mei! Frate Serber, ce căutați aici? Vorbește normal, de ce să râd de pe fix? Și voi ați rezistat farmecelor lui Felicien? Da, din fericire nu locuim în oraș. Toți au luat o raznă acolo. Se poate, dar au nevoie de noi. Veniți cu mine în Providence. Nu vreau să devin un zombi. Ia gândește-te, dacă nu facem ceva în seara asta, mai devreme sau mai târziu, tot ca ei vom ajunge. Oscar are dreptate. Oare vă cer prea mult dacă vă rog să mă scoateți de aici? Venim. Un sfat bun, luați niște mușchi cu voi, vom avea nevoie de el. Gata? Să plecăm! Se impune să-i facem o mică vizită lui Felicien. Haideți, eu vă acopăr! Lasă-mă pe mine, e nevoie de îndemânare și stăpânire de sine. Am spus să faci liniște, am spus să faci liniște! Firar, nu e nimeni aici. La primărie, repede! Atenție! Ei, ce-i cu muzica asta? Puneți-vă mușcul în urechi! Demisionez pentru că Felicien e primarul ideal pentru Providence. Vai de mine, nu are mușchi în urechi. Prinde-ți-i!
trebuie să bruiem vraja asta. Atenție în spatele tău! Să-l pedepsim cum trebuie! Să-l pedepsim! Prieten, vă rog, în seara asta am învățat ceva îngrozitor și anume că și în orașul nostru brav există rivalități și invidii. Dar mai presus de toate acestea nu se află dorința noastră de înțelegere. Mai mult ca niciodată! Vă rog să acceptați scuzele mele. Am fost mândru, îngânfat și naiv. Ce-a fost, a fost. Și ca să sărbătorim prietenia care ne leagă din nou, propun ca împreună să compunem un imn al orașului. Imnul orașului nostru! N-am spus niciodată că nu poți cânta la vioară, dar nu acum! Providence, oraș al speranței! E groaznic, prietene, e groaznic! Serios? Da! N-ați terminat cu gălăgia? Am impresia că imnul nu va fi gata în curând. Important este că acum comunică între ei. Dar ce grozăvie! Și toate acestea numai pentru că Felicien e sensibil! Poate că Felicien e sensibil, dar nu e rău și nici vrăjitor. Vrei să spui că... Da, Felicien a fost manipulat, sunt sigur. Și de cine? De aceeași forță nefastă care ne împiedică să ne apropiem de secretul din Providence. Dar, dragii mei prieteni, se apropie clipa când vom triumfa. Bravo, Oscar! Să vedem dacă și data viitoare vei fi la fel de descurcăreț. Au dublat în limba română actorii Ileana Iurciuc, Daniel Vulcu, Petre Ghimbășan, Ioana Burdan, Ion Ruscuț, Ana Maria Vlad, Richard Balint, Adrian Locovei, Alexandru Rusu, Sebastian Lupu, Doru Furte, Doru Presecan. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Ileana Iurciuc și Ioana Burdan. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.